desăvârșire, credință, cinste, ascultare. Iisus, El e înțelepciune, iubire, viață, fericire. Din El se varsă în valuri sfinte, iertare, har și mântuire. Iisus e oglindirea slavei, nevinovat, sfânt și fidel, neschimbător, întipărirea ființei Lui, Emanuel. El, învierea nemuririi, e nevăzut, dar vede tot. E căpetenia oștirii, e domn al păcii, Sabaot. E urzitorul mântuirii, izbăvitor în ceasul greu, profet, lumina lumii, pâinea vieții, profet, Hristosul Dumnezeu. E urzitorul mântuirii, izbăvitor în ceasul greu, El învierea nemuririi, e nevăzut, dar vede tot. E căpetenia oștirii, e domn al păcii, Sabaot. Mijlocitor și moștenire, statornic, stâncă, temelie, apostol, preot, călăuză, în stâlp de nor, în stâlp de foc. El, învierea nemuririi, e nevăzut, dar vede tot, e căpetenia oștirii, e domn al păcii, Sabaot. E uțitorul mântuirii, izbăvitor în ceasul greu, lumina lumii, pâinea vieții, profet, Hristosul Dumnezeu. Mijlocitor și moștenire, statornic, stâncă, temelie, odrasla, piatra unghiulară, alesul, sfetnic, manavie, luceafărul, cârmuitorul, Mesia, marele proroc, apostol, preot, călăuză, în stâlp de nor, în stâlp de foc. Iisus e Alfa și Omega, El cel din tâi și cel din urmă, păstorul bun, stăpân pe turmă. El e începutul și sfârșitul, a fost, e azi și va să fie. El e prezentul, viitorul, El este întreaga veșnicie. Comori și averi din astă lume, din univers, din cer de sus, au curs, curgat și în veci vor curge prin Fiul omului, Iisus. Amin. Amin.